Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc la Onești. Sute de credincioși au fost prezenți la înmormântarea preotului Constantin Alupei, fostul protopop de Onești. Sântilia de la Poiana Sărată. Caravana filmului românesc a debutat în această duminică, 30 iulie, cu un recital susținut de îndrăgitul actor Dorel Vișan, urmat de filmul Senatorul Melcilor. Deschidem în forță evenimentul în Parcul Municipal lângă Roată, duminică 30 iulie, fix la ora 20:30, cu forța spiritului marelui actor Dorel Vișan, prin recitalul înțeleptului mânuitor de cuvinte poetice și de povestiri. Urmează filmul în care actorul clujean construiește un rol memorabil în Senatorul Melcilor, a declarat Stenie, directorul Direcției de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Onești. Luni 31 iulie de la ora 21, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, proiecția filmului De-aș fi Harapal se va desfășura la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești de la ora 17. Intrarea este liberă. A doua zi, marți, pe 1 august, de la ora 21, descoperim o altă față a regizorului și animatorului Ion Popescu Gopo în filmul său Maria Mirabela din 1981. Joi, 3 august, de la ora 9 seara, intră în scenă Sergiu Nicolaescu, așa cum îl știm, în plină acțiune, fără ezitări, mereu la țintă. În ringul, el și versiunea lui tânără, Constantin Brânzea, și își pun mânușile de box în povestea scrisă de Ioan Grigorescu. Vineri 4 august, de la ora 20, sub genericul Seară Cenacul Flacăra 50, Andrei Păunescu semnează introducerea muzicală la filmul despre tatăl său și opera sa de culturalizare În masă, un adevărat fenomen social, reflectat de regizorul Cornel Diaconu în pelicula Cenacul Flacăra te salut, generație în blugi, documentar interzis la jumătatea anilor 80. Anul 2023 marchează 50 de ani de la dispariția Cenacului Flacăra și 80 de ani de la nașterea poetului Adrian Păunescu. La Onești, recitalul folk va fi susținut de Andrei Păunescu și Vanghele Gogu. Caravana filmului românesc 2023 la Onești se încheie sâmbătă, 5 august, de la ora 21, cu proiecția filmului Nunți, botezuri, înmormântări, o comedie semnată de regizorul Alexandru Lustig, scrisă de tatăl său, dramaturgul și scenaristul Adrian Lustig. Vară plină de evenimente în orașul Stațiune Dărmânești. Ce ne-au pregătit autoritățile publice locale, aflăm în minutele următoare chiar de la primarul orașului Stațiune Dărmânești, Toma Constantin. Încă din luna mai am dat startul activităților cultural-sportive, dacă aș putea spune așa, și în fiecare săptămână aproape avem o gamă largă de activități. Astăzi suntem la baza sportivă Uzu Dărmănești. Avem Cupa Cartierilor la fotbal. E o tradiție de 3-4 ani, facem lucrul ăsta amical, fiecare cartier are propria echipă și sigur astăzi sunt prezente la start 8 echipe, se joacă azi calificările, mâine finala mică, finala mare. În același timp se desfășoară și trofeul Valea Uzului. În paralel avem și trofeul Valea Uzului, ediția a patra, viteză în coastă, campionatul național. Astăzi sunt la, testări, dacă aș putea spune așa, recunoașterea în teren, un număr mare de competitori. Aproape 53 și în premieră avem la start și mașini electrice. O premieră pentru acest eveniment, de altfel o premieră așteptată. Am înțeles că și ministrul mediului va fi prezent. Da, și-a anunțat prezența și domnul ministru al mediului astăzi. Cred că va veni și la aici pe baza sportivă la mișcare și cu siguranță va fi și la startul raliului. Așadar, pe lângă lucrurile pe care le desfășurați în orașul Dărmănești, asta că aveți timp și pentru evenimente, creați evenimente pentru că este un oraș stațiune. Este un oraș stațiune și dincolo de investițiile pe care le facem în comunitate, avem nevoie și de viață sportivă și de viață culturală, promovare. Avem nevoie de a gândi cât mai multe oferte pentru turiști, pentru că cu ocazia evenimentelor pe care noi le facem, toate
hotelurile, pensiunile din zonă și nu numai din Dărmănești sunt arhipline. Vin turiști foarte mulți în perioada asta din toată țara și asta nu poate decât să ne bucure. Să spunem așa în premieră aici câteva din evenimentele ce urmează aici la Dărmănești, pentru că nu, oamenii trebuie să-și facă planificarea din timp. Așa este, luna august debutează cu foarte multe activități și aș aminti aici, 12-13 august avem în premieră Festivalul Uzilor și vă invit pe toți, va fi ceva wow, pentru că tradiția jocului ursului la Dărmănești pornește de la acești uzi. Veți vedea în premieră cine au fost uzii, ce au făcut, de ce jucăm ursul noi la Dărmănești. De asemenea, tot 12-13 august, zilele orașului Dărmănești, vom avea aici viață culturală de top, sfârșitul lunii august. Vor concerta, trebuie să spunem, cu permisiunea noastră, domnule primar, trebuie să spunem cine va concerta, ca oamenii să-și facă agenda și tinerii. Da, avem nume de top, Fuego va fi prezent la Dărmănești, Mario Fresh, da, eu vă invit să fiți prezenți cât mai mulți, pentru că nu aveți ce pierde. Veți vedea niște, să zic așa, nume de top la Dărmănești. Weekendul următor facem un pic de pauză, dar nu foarte mult ca să ne revenim. 25, 26, 27 august avem Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești, aici, pe acest amplasament. Din nou, muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali s-au anunțat foarte mulți, să zic așa, artiști de top. Așteptăm și public numeros. Sigur, este o viață efervescentă, pentru că cred că asta e normalitatea. Și spuneați mai devreme de cei care au pensiuni să-și facă rezervarea din timp, pentru că e greu cu cazarea. Da, e bine cei care vor să ne tragă pragul să se intereseze din timp pentru cazarea, pentru că, da, cred că cererea a depășit mult oferta de cazare și asta iar ne bucură. Poate agenții economici se reorientează să-și facă aici pensiuni, nu? Ar fi o idee bună, să știți că deja au început să gândească noi investiții în infrastructura de turism și cazare și așa mai departe. Faptul că am devenit stațiune turistică este un imbold, o încurajare pentru a investi în turism. Dezvoltăm pe orizontală și gastronomia. Spuneam că mai devreme, luna mai, am avut acel festival al prosturilor tradiționale. Îmbinăm utilul cu plăcutul, zona ne ajută foarte mult, avem un peisaj superb dat de Dumnezeu și toate aceste lucruri puse la oaltă ne aduc doar avantaje. În perioada 31 iulie-5 august va avea loc la Bacău competiția Formula Student România pe circuitul Speed Park, omologat FIA, pentru prima dată în România. Este un eveniment internațional dedicat tinerilor de cea mai înaltă ținută intelectuală și profesională, în care reprezentanții universităților tehnice din întreaga lume își demonstrează abilitățile de cercetare, inovare în domeniile mecanică, auto, IT și IA, sprijiniți de cei mai importanți producători în aceste domenii. Marți 1 august de la ora 10 are loc la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, în sala Senatului, deschiderea oficială la care vor participa reprezentanții companiilor implicate în construcția automobilelor, studenți, concurenți, precum și organizatorii și partenerii evenimentului. Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, Speed Park, Research in Mechanical Engineering și Primăria Municipiului Bacău. Formula Student are o tradiție de peste 40 de ani, primul eveniment de acest fel fiind organizat în 1980 de către Universitatea Statului Texas sub patronajul SAE. De la prima ediție acestei competiții, aceasta a fost organizată anual în peste 20 de țări cu participarea mai mult de 600 de universități tehnice. În organizarea evenimentului se vor implica un număr de aproximativ 50 de voluntari, studenți și specialiști. Se estimează un număr de aproximativ 600 de persoane participante la eveniment din partea echipelor concurente. Sunt înscrise echipe din 7 țări, inclusiv România. Intrarea pentru public este gratuită în limita capacității din tribune. Start celei de-a patra ediție a trofeului Valea Uzului. Anul acesta la start s-au înscris peste 50 de participanți. La festivitatea de deschidere, pe lângă organizatori, a fost prezent și subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Mai multe detalii în minutele următoare. Bine ați venit la cea de-a patra ediție a trofeului Valea Uzului Viteză în Coastă. Mă bucur în primul rând de o prezență deosebită, numeroasă, mulți înscriși și în primul rând
am văzut sportivi de top. Mă bucur că sunteți astăzi la Dărmănești și că ați ales să concurați la cea de-a patra ediție a trofeului Valea Uzului. În primul rând, mă bucur că e și vremea de partea noastră, cel puțin astăzi, pentru că am avut cu câteva zile în urmă câteva episoade care cumva ne crea anumite temeri. Aș vrea să salut și prezența prietenului meu, Narcis Gitaru, subprefect al județului Bacău, să o salut pe Luiza Răspopa și avem aici, în stânga mea și în dreapta, doi piloți care și-au strâns mâna, spunându-și unul altuia că în acest an va fi o competiție mult mai puternică decât în anii anteriori. Eu, cu siguranță, le doresc succes tuturor și sper ca Dărmăneștiu, prin ceea ce face, să crească pe harta țării, dacă nu și internațional, vis-a-vis de astfel de competiții. Sigur că ne dorim foarte mult să fiți alături de noi. Am spus, dacă vă amintiți, cei care sunteți din primele ediții, că ne dorim o colaborare pe termen lung. Adi, acolo unde e, știe că și eu și el ne ținem de cuvânt și ducem mai departe această tradiție, cel puțin cât voi fi și eu aici și colegii care vor urma după mine. Spuneam că și datorită raliului pe care noi l-am desfășurat în anii anteriori, am reușit ca localitate să creștem foarte mult și vă mulțumesc pentru că începând cu 1 decembrie 2022 am devenit și stațiune turistică de interes local. Sunt multe evenimente pe care le facem la Dărmănești și concurența mare sau numărul mare de participanți din acest an ne încurajează. Bună ziua tuturor, stimate domnule primar, stimată doamnă Luiza Răspopa, dragi piloți și dragi dărmăneșteni, e o bucurie să fiu prezent astăzi în mijlocul Dărmăneștiului pentru că se vede că de la an la an, chiar dacă noi ne ascundem după denumirile astea oficiale stațiune turistică de interes local, iată că astăzi putem spune că este o stațiune turistică de interes național. Pentru că piloții care vin la un astfel de eveniment, la trofeul Valea Uzului, sunt din toată țara. Și un interes pentru toată țara, ceea ce se întâmplă astăzi aici. Vreau să felicit foarte mult organizatorii, în primul rând pe domnul primar, pentru că a acceptat și continuă tradiția de a organiza acest eveniment aici, la Dărmănești, în frumoasa zonă a Văii Uzului. Și nu numai că organizează acest eveniment, vor urma și multe altele destul de frumoase în această zonă. Vreau să le transmit piloților că atunci când veți conduce spre coada lacului, să nu vă speriați dacă vă uitați puțin în stânga, veți vedea un lac puțin secat, dar nu așa cum am spus cei din presă că, din cauza schimbărilor climatice, ci pentru că odată la câțiva ani trebuie să ne mai asigurăm că barajele de acumulare sunt în regulă, funcționează și nu ne trezim peste noapte cu probleme. Felicitări tuturor, vă doresc mult succes și vă asigur în continuare, domnule primar și doamnă Luiza Răspopa, că instituțiile județului Bacău vă sunt alături. Vreau să salut și prezența jandarmeriei, prezența poliției locale, poliției române și mai ales colegilor de la SMURT, care astăzi împreună cu ambulanța sărbătoresc ziua ambulanței. Îi felicit și pe ei și sper să nu fie nevoie de vreo intervenție din partea lor. Vă doresc mult succes și să dea Dumnezeu ca cei mai buni să fie pe podium. Luni 31 iulie la prefectura Bacău a avut loc o conferință de presă inițiată de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, și de senatorul Cristina Breacnă Pravăț, legat de insula de agrement din Bacău. Detalii în minutele următoare. După cum vă este cunoscut din invitația care a însoțit, care a fost transmisă ieri, subiectele conferinței noastre de presă sunt administrative și vizează mai multe aspecte legate de implementarea unor proiecte sau neimplementarea unor proiecte la nivelul municipiului Bacău. După cum știți, nu organizăm conferințe de presă de dragul de a le organiza, ci atunci când avem de adus în atenția opiniei publice și de a supune atenției dumneavoastră, ca reprezentanța de mass media,
a unor elemente, a unor subiecte stringente și care adeseori creează mari dificultăți administrației publice locale și, prin extensie, cetățenilor orașului Bacău. Și dați-mi voie să încep cu primul subiect și subiectul care e triggerul, dacă vreți, a conferinței de presă de astăzi, și anume faptul că la 4 ani de zile de la pierderea finanțării europene aferente proiectului Insulă de Agrement, modernizarea Insulă de Agrement în municipiul Bacău, primăria Bacău este bună de plată în continuare și are de restituit către Ministerul Dezvoltării suma de 160.000 de euro, peste 820.000 de lei, cu titlul de dobânzi de întârziere pe acest proiect. Repet, suma de 160.000 de euro, urmarea unui proces care a fost pierdut definitiv de primăria municipiului Bacău încă din ianuarie 2023, deci de acum jumătate de an, timp în care diriguitorii primăriei Bacău nu au mișcat niciun deget cu privire la acest subiect, nici în spațiu public, nici în zona restituirii acestei sume de bani către bugetul de stat. Și elementul de noutate și cumva de ipocrizie administrativă, ca să nu-i spun incompetența administrativă de-a dreptul, este dat de faptul că în ședința Consiliului Local de astăzi, care se desfășoară chiar la această oră, există un proiect de hotărâre, un proiect de rectificare bugetară, care conține, între altele, și această cifră de 820.000 de lei, ce urmează a fi restituită bugetului de stat cu titlul de dobânzi de întârziere pe proiectul Insulei de Agrement. Repet, la 4 ani de la pierderea finanțării europene de 7,9 milioane lei. Pentru noi, și când spun pentru noi, mă refer la echipa noastră politică care și-a asumat o conduită de responsabilitate față de comunitatea băcăoană, această cifră nu este o cifră între altele. Nu este o cifră între altele care să fie dosită, pusă pe șest, să se piardă în mai multe alte date și cifre care îndeopște însoțesc o rectificare bugetară. Este o sumă de bani cu care se puteau pune în siguranță toate locurile de joacă sau majoritatea locurilor de joacă din municipiul Bacău, pentru că știm că primăria Bacău are restanțe majore la acest capitol și totodată, dacă îmi permiteți această licență, este și simbolul falimentului celor 3 administrații care s-au făcut că fac încercând să termine această insulă de agrement și totodată simbolul harababurii și habarnismului care domnește în administrația Piziteu sub conducerea primarului cu același nume. Cum s-a ajuns la această sumă de bani de restituit? 160.000 de euro. După cum știți, în mai 2019, Ministerul Dezvoltării a emis decizia numărul 8, prin care, pe fondul nefinalizării investiției de la insula de agrement, nefinalizării în termenul de 31 decembrie 2018, termenul contractual prevăzut, s-a emis o decizie vizând restituirea sumelor de bani trase ca finanțare europeană, totalizând la momentul respectiv 7,9 milioane lei. Această sumă nu a fost restituită decât abia în luna octombrie 2019 și sigur că între luna iunie și octombrie au curs dobânzi de întârziere calculate prin aplicarea unui procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la suma totală de restituit, la debitul de restituit, respectiv 7,9 milioane lei. Și sigur, s-a ajuns la acest total de peste 820.000 de lei.
respectiv 160.000 de euro. La momentul respectiv, în loc să se asume de către administrația de la acel moment o eșalonare acestei datorii, da? Creanțe bugetare a Ministerului în detrimentul bugetului local, s-a luat decizia declanșării unui proces în instanța de judecată, proces care s-a încheiat, așa cum v-am spus în introducerea la conferința de presă, în ianuarie 2023, definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Insula de Agrement, dragi colegi, este un, iată, un never-ending story, o telenovelă care parcă nu se mai încheie și care la 4 ani de la pierderea finanțării europene nerambursabile prejudicează în continuare bugetul municipiului Bacău cu tot felul de datorii, penalități și dobânzi care trebuie plătite în urma unor procese pierdute, având ca obiect acest obiectiv de investiții nefinalizat până astăzi. Și când spun nefinalizat până astăzi, nu pot să nu mi-amintesc, și am și menționat asta anterior, că insula este simbolul falimentului a 3 administrații care fiecare în felul ei s-a făcut că face, s-a căznit în încercarea de a termina un proiect pe care băcăuanii îl așteaptă de aproape un deceniu, dacă nu și mai bine, și după cum spune o vorbă neaușă, copilul care are prea multe moașe rămâne cu buricul netăiat, iată, insula de Agrement nu e gata nici până astăzi. Și datorăm acest eșec de proporții, care iată ne costă și azi, costă bugetul local și azi, tripletei falimentare Stavarache, Necula, Viziteu. Recent, deputatul de Bacău din partea Partidului Național Liberal, Cătălina Ciofu, a fost felicitată public de către administrația publică locală a orașului Comănești pentru succesul avut cu transformarea în lege a inițiativei sale. În prima săptămână a lunii iulie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea care extinde numărul de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru zonele afectate de poluare permanentă. Azi a fost semnat decretul de promulgare a legii pentru compensarea vârstei standard de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii orașului Comănești și a celor aflați pe o rază de 8 km care au locuit minim 30 de ani în zonă și au suferit în urma poluării cauzate de arderea și exploatarea cărbunelui. Reglementarea este valabilă conform legii pentru cei care depun dosarul de pensionare până la 31 decembrie 2030. Această măsură a devenit lege după o inițiativă legislativă pe care am depus-o și cu susținerea colegilor parlamentari PNL de Bacău. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin. A fost promulgată prin decretul numărul 989 din 2023 și a devenit legea numărul 212 pe 2023. A fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 629 din data de 10 iulie 2023. A mai precizat deputata de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 1 august, cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Miercuri 2 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.